referitor la cupluri, da? Nu se mai afișează energetic. Că, da? Cumva trebuie să accepti și ce era la bază dintotdeauna în cuplu. Nimeni nu știa nimic despre cei doi, ce se întâmplă între ei, cum e, nu contează chiar dacă se venea în casă, cumva ea avea treabă într-un loc, el în alt loc, cumva era, domne, nu știm nimic despre ei, cum e la ei, cum e și erau fericiți, nevoie mare, da? Între ei des a trăit, toată lumea știe, facem nu știu ce, paparații în stânga și în dreapta, despre nu știu ce cupluri, de lumina proiectoarelor, reflectoarelor, mai gata, oldie but goldie, da? E acolo, nu știe nimeni, nu se aude, nu se știe, da? Fiecare cu orice ar fi, cumva cuplurile au nevoie de să se țese în jur, magic, ce frumos, da? Divin, scutul energetic între cei doi, da? Să nu fie deranjați. Și cum se țese? Nu când sunt împreună, culme, ci când fiecare are treaba lui, da? Atunci se întâmplă foarte puternic, n-are nimeni nicio zăză-băză, nu e acolo nimeni, nu vede, nu aude, nu simte, să penetreze, să deranjeze, știi? Fiecare la... Și doar atunci când... Da? Un fel de... Da. Frumos. Ai grijă, fiecare și are grijă de... E un fel de... Relațiile se desfac, se desfac, se desfac. Colegi, prieteni, familie, cuplu. Da? E ca o varză. Colegi, prieteni, familie și cuplu. Da? A rămas. Și se desface. Familie, da? Și aia doi, da? Un fel de... au grijă de familie, de prieteni, de colegi. Altfel, energetic, altfel, văzute, simțite, cumva, da, ca un pictor, că ești mag. Dintr-o parte faci, dregi, aranjezi, mai retușezi una alta. Da, se ancorează pământ, da? Ești atent, atent, focus, focusat, da. Mandrake Road. Uite ce frumos. Se ancorează și din cuplu, un cuplu nou făcut, e ca și cum familia, prieteni, colegi, a ei, a lui, tădădăm. Între ei, din ei, n-ai treabă cu rădăcinile foste, da? Din 3D, n-ai treabă. Din ei apare o nouă rădăcină, da? Cum e, totul e asfaltat și în un moment dat... Prin asfalt răzbate un mugur de iarbă, știi? Un fir de iarbă, știi? Așa, așa. Din ei, prin toate rădăcinile strămoșilor, străvechi, putrede, neputrede, nu contează, a dat o nouă rădăcină, da? Și în jur ce se întâmpla între ei, n-are treaba lor, nimeni. Au rădăcina lor, cuplu, știi? Cuplu își face rădăcinuța. Nu dă nimeni de ea să o deranjeze, să o nenorocească, să o, știi? Acolo e foarte frumos, se întâmplă acum. Da, pământ a fost, apă. Te adaptezi și schimbi. Te adaptezi, asta înseamnă schimbare. Te adaptezi la ce se întâmplă, asta e un fel de, da? Și se schimbă, e portal acolo. Nu înțelegi ce zic. Eu încă nu prea înțeleg, dar sper să înțelegi tu ce zic. Iarăși, da. Da. Se ancorează. O, frumos. Da. Și în clipa în care se întâmplă, clipa e, oprește clipa, ești frumoasă, se întinde pe câteva luni până la sfârșitul anului, așa ceva. Se ancorează frumos, încet, dar sigur, da? Încet, dar sigur. Ok.
Îmi fac ceva, da? Tot pământ, pământ, da, se ancorează. Aha. Da. Cunoștințe ascunse pe parcurs. Cuplu, cuplu, cuplu. Da? Rădăcină, rădăcină. Trage din pământ energiile, cunoștințele care au fost ascunse de secole, de strămoși, de, au fost ascunse de lumea din jur, nu de, de cuplu care s-a găsit și se... Pai, ce frumos, frumos, sper. Transformation, da, pe birth. Mm-hmm. Cine ar fi crezut? Ers și șarpele. Șarpele, dacă ți aduci aminte, la farmacie era încolocit și șarpe, da? Ceea ce te omoară, te vindecă. Și invers. Skills that kills. Abilitățile te omoară. Cum? Le afle, le descoperi, te transformă, de fapt, asta înseamnă te omoară. Te transformă. Afle tot mai mult cum se face, ce se face. Da? Încep să înțelegi, încep să te deschizi, să faci spațiu mai mult pentru cunoaștere, pentru o nouă, noi cunoașteri, da? Se deschide tot. Informativ se deschide tot la la nivel de cum e corpul, așa, corpul, fizic, psihic, da. Ce spune femeia asta? Da. Și acum, pe parcurs, asta pe parcurs se întâmplă până la sfârșitul anului, știi? Pe parcurs, ca și timp, ca și cumva lunar, cumva, uite, îmi vine acum, de gut instinct și intuition. Water. Și foc. Da. Am zis și un pic de foc. Nu-mi dai, că mi-a dat elementele, mi le dă, știi? Ți le dă pământ, aer, apă și foc. Uite. Inspirație și potențial. E opportunity. Acolo ești. Și ți-ai zborul. Zborul înseamnă să clirui, să vindeci claritate și purificațion. Acolo ești. Ok.